Aproape toate cele 50 de camere de la complexul turistic de la Valea Mărie erau ocupate. În afară de sătmăreni, au ales să-și petreacă de aici Ziua Internațională a Muncii, clujeni, maramureșeni și bistrițeni. O parte dintre aceștia au ales iarba verde din imediata apropierea complexului. Aici pregătirile pentru mici, grătare și alte frigărui erau întoi, iar lumea se simțea bine. Seara! Până de seara? Da, normal. Jucăm un pic de fotbal după aia, un pic de mușcare. Facem un pește. Ne așteptăm încă în persoane. Nu, uite, pare să ne mâncăm seara. Spune tu la nenea unde te duci tu după ce mâncăm. Ia spune. Acolo la apă! Alți turiști au ales să se relaxeze în piscina din incintă. Cum vă simțiți? Foarte bine. De când sunteți aici? De vreo jumătate de oră. Și aveți de gând să stați mai mult? Da, până de seară. Până de seară? Și ce v-ați planificat pentru astăzi? Da, un grătărel, o bericică. Și câte o băiță ca să dați jos din... Kilogramele în plus. De când sunteți aici? De ieri. De ieri? Da. Sunteți din Satul Mare? Nu, din Cluj-Napoca. Din Cluj-Napoca. Da. Ați mai fost la Valea Mării? Am mai fost în urmă cu 4 ani. Aproape fiecare an vin aici, îmi place foarte mult. Și cum e? Bine, plăcut, liniște, frumos. Ce v-ați programat pentru ziua de astăzi? Să ne relaxăm. De unde sunteți? Din Maramureș, din Târgu Lăpuș. Din Târgu Lăpuș? Da. Veniți la Valea Mării? Prima dată. Și cum este? E fain, așa. O să zic că e în regulă. În afară de... N-am văzut multe, chiar când am lăsat lucrurile și am venit în apă. În afară de o baie în această piscină frumoasă, mai aveți de gând și niște frigărui pe afară? Posibil, da. Tinerii au ales în special zona de la Mujdeni. Veniți cu o seară înainte, aceștia și-au ridicat corturile și-au pornit distracția. De când sunteți aici? De dimineață, de pe la 8 jumate. Și cam cât timp aveți de gând să stați? Până mâine la miază. Până mâine la miază? Da, da. Cum de ați ales această locație? Păi am fost și anul trecut și ne-a plăcut. În imediată apropiere se afla un grup format din două familii, iar una dintre doamne era însărcinată. Am ieșit un pic la iarbă verde și cu copilașul. Cum se simte? Foarte bine, îi place, da. Până să ne lași dumneavoastră, vă simțiți la fel? Da, minunat. Frumoasă, chiar unul mai super. Muzica nu s-a auzit doar din difuzoarele mașinilor. Doi lăutari au muncit de 1 mai, iar răsplata a fost pe măsură. O bere, un mic și câțiva lei. Să sărbătoriți prin muncă 1 mai. Da, să sărbătorim. Cu toți prietenii, cu tot. Vă solicit să mergem să le cântați? Da, sigur. Și ce le cântați de obicei? Păi muzică populară, din 1 mai, lăutărească. Suntem universal. Universal. Deci vă descurcați cu toate? Da. Da, sigur. Noi cântăm ce preferință are lumea, le cântăm ce, tot ce le trebuie. Cum apa din lac a fost încă destul de rece, puțin temerare au avut curajul să se bălăcească, majoritatea mulțumindu-se cu statul la soare.